Bună seara, sunt Natalia Cheptenea. Aici vorbește Moldova. În acest platou aducem oameni și istorii care fac să vorbească o țară întreagă. Din acasă plâng. Fietlețești, mama, nu plânge. A scriește-mi și a fi totul bine. Ana Ungureanu, de 44 de ani din Fălești, se plânge că nu mai știe cum să facă față sărăciei. Ea povestește că sunt zile în care nici nu are cu ce să-i hrănească pe cei trei copii ai ei. Nu avem și le pune pe masă, le-am făcut măligă și fetele dimineață duc la școală, prejum măligă. Dumnezeu ne martor. Ana spune că a ajuns la așa o viață din cauza unui credit de 10.000 de lei. Asta chiar dacă ea nu ar fi pus mâna pe niciun bănuț. Și-am dat escalator și am spus, pe urmă eu n-am problem, nu că totul bine să fie Ana. Acum, Ana e nevoită să muncească din zori și până noapte pentru a acoperi datoria străină. Ea spune că a fost dusă de nas de o iscroacă. Eu nu m-am așteptat de la dânsă la așa ceva. Cum a ajuns Ana Ungureanu cu o povară enormă pentru familia ei? Cine a convins-o pe femeie să-și asume datorii de 10.000 de lei? Unde se află presupusa iscroacă și cum răspunde acuzațiilor? Dar și ce șanse are mama a trei copii să scape din situația în care a ajuns? Aflați în această ediție. Verișorul Anei Ungureanu știe despre toate necazurile ei. Anatol Ciutac a venit astăzi să ne spună cum a ajuns femeia în plasa escroacei. Anatol, vă așteptăm! Vă mulțumesc că ați venit astăzi pentru verișoara dumneavoastră și chiar vreau să ne spuneți cum se descurcă ea acum. Foarte greu. Singură, cu trei copii, ce face? Greu. Eu scurc. Sosul ce ți-a dat, m-a sunat, m-a lepătat lucruri. Nu mă face banul, dar mă face mult sosia. S-o ajut, atâta clienții, multe. Și cum, iată, când vedeți lucrurile din interior, probabil vi se deschid ochii. Zicea Ana la un moment dat că nici nu prea avea cu ce hrăni fetele. Da, e drept. Spuneți-mi, vă rog, la cât se ridică datoria Anei, știți? 40.000 de lei. Ce credeți dumneavoastră, domnule Anatol? Iată, de ce, cum credeți, de ce anume Ana a nimerit în această capcană, iată, în această istorie, așa? S-a gândit cu metri, un alt, așteptat ghine. Și când la urmă ea ca și s-a întâmplat. Bine, cu metri, cu metri. Sunt, este împrumuți 2.000 de lei, 40.000 de lei, este diferență, da? Până la o anumită sumă, noi cu toții suntem cu metrie, dar atunci când e vorba de niște sume mai mari, ne asigurăm, da? Cunoașteți dacă a întocmit, poate, pe lângă acel contract, o recipisă cumva să fie garantată că în caz că nu se achită cu metra, are o garanție că îi voi fi întoarși banii. În această seară vă spunem povestea Anei Ungureanu, de 44 de ani, din Fălești. Femeia este văduvă și își crește cu greu cei trei copii. Acum însă Ana a ajuns la limita sărăciei din cauza unui credit. Asta chiar dacă la ea nu a ajuns niciun leu din împrumut. Din cauza cui suferă femeia și familia ei? Aflăm chiar de la ea. Ana, vă așteptăm în platou. Ana, spuneți-mi, vă rog, cine este persoana pe care o învinuiți că v-ar fi înșelat? E cu mătra mea și vecină. Cu ea ați fost cea mai apropiată? Cea mai bună prietenă și vecină, bună, ne-am împăcat. De câți ani vă cunoașteți? De 14 ani. De 14 ani. Și o cunoșteați foarte bine, sau cel puțin așa credeți? De la început nu prea o cunoșteam. Pe urmă, cu timpul, îmi spunea vecine, unde ți-ai băgat capul, Ana? Eu i-am spus, zic că îi dau o mână de ajutor, că nu știu cum eu o să am nevoie. Dar ea m-o... Ea v-a ajutat vreodată? Nu. Nu? Acum, când mi-a decedat soțul, mi-a dat 100 de euro la mormântare. Așa, dar timp de 14 ani ziceți că o cunoașteți. V-a ajutat, poate cumva, că uite, ați decis și dumneavoastră să-i răspundeți cu aceeași monedă, să o ajutați într-un moment greu? Nu. Dar cum s-a întâmplat totul? Povestiți-ne, vă rog. Chiar vreau să știu. Ea m-a chemat la dânsă la o cafeaua. Și mi-a zis, Ana, ea că vreau să iau un împrumut de bani. Și îi trebuie un martor. Că eu lucrez și lucrez legal.
Și eu zic că am să te ajut. Zic, dar să nu am probleme cu legea, cu poliția. Ana, așa din start ați acceptat? Da. Incredibil. De ce? Așa sunteți dumneavoastră de fire? Îi ajutați pe toți Ne-am ajutat-o pe dânsa că ei trebuie, ea spune că îi trebuie o sumă de bani. Și am Știați ajutat. Ce sumă? V-a zis ce sumă vrea să împrumute da. Atunci când da. La cafea? 40.000. 40.000. Deci v-a zis deschis ce da, sumă. Da, nu v-a speriat? Da. Ei nu, că mă temem că eu mai fost martor de la serviciu, la colegi de serviciu. Serios? Da, și n-am avut probleme cu legea, cu Adică nu, cu mătra dumneavoastră nu este prima care se adresează dumneavoastră. Dar de ce toată lumea, vă găsește pe dumneavoastră să vă ia de martor? Ei au auzit, e prin altele, au mai auzit și au venit. Și eu am dat o mână de ajutor, zic, de când și acolo și am ajuns. Da. Ana, cu mătra, ce lucrează? La fabrica de jucării, confecționăm jucării. Cu mătra sau dumneavoastră? Eu, dar cu mătra nu lucrează nicăieri. Cu mătra vorbesc, cu mătra. Are familie, are soț? Are familie, soțul de-a treilea. Dar soțul ce lucrează? Cu ziua, cu stroica. Dar ea ce lucrează? Nimica, e tot, și de acasă. Bine, tu te-ai gândit că, uite, cu mătră, tu vrei să iai bani. Prin ce vrei să întorci înapoi? Cum? Ea zicea că e îmblat pe la Moscova, atunci e îmblat pe la Rusia. Ana, dar înainte de asta, spuneți-mi, vă rog, dar atunci când ziceți că ați mai ajutat și alți oameni până da, atunci, da. În același mod, să fiți martoră, cum ați zis. Da, da. Nu ați fost aici martor, ca să fii pentru toată lumea. Când s-a creditat cu mătra dumneavoastră, ați fost garant. Da. Și aici vreau să știu, știați foarte clar ce înseamnă garant și pentru care este rolul garantului. Da. Dacă n-a chită ea, chită eu. Și de aici eu vreau să vă întreb, Ana, cu un soț bolnav, atunci încă da, era da. În viață, dar era bolnav, da. Cu 3 copii, și cu un serviciu care, mă rog, nu aveți salariu extrem de mare. Nu, dar ce salariu. V-ați gândit atunci? M-am gândit încă de că ar să fie totul bine. Așa probleme. Optimistă sunteți? Da, a spus că ce vrea să facă cu bani. Nu mi-a zis ce vrea să facă cu bani. Și asta nu v-a speriat? Nu v-a... E un pic, pe urmă eu m-am... Cine v-a explicat ce înseamnă să fii garant sau martor, cum v-ați spuneți? V-a explicat persoana care v-a acordat creditul sau v-a explicat... De la bancă. De la bancă. Ați fost la bancă anume? Un fel de bancă, dar eu dacă bălțul nu îl cunosc, mi-a spus, dacă n-a chită, doamna, achitați dumneavoastră. Deci voi stați la Fălești? Da. Dar creditul l-a luat de la bălț? De la bălț. De ce așa? La Fălești de la, nu la Fălești bălți? Nu vreau să-i dăie. S-a dus la bălți, eu vorbit mai înainte. Deci văd că, Ana, știați, deci erați foarte, foarte conștientă ce faceți, unde vă duceți, ce rol aveți, da? Deci erați, nu pot să zic că nu erați informată sau v-a înșelat cineva. Nu, erați că conștientă. Știu că n-am avut probleme de atâta și... Am ajutat-o pe Dar la bancă, unde ați fost dumneavoastră, cum spuneți dumneavoastră bancă, v-au întrebat în ce fel de relații sunteți cu, nu. Cu doamna? Cu... Nu m-a întrebat. Nu v-a întrebat. Nu. Deci dumneavoastră nu doar v-ați prezentat, v-au cerut probabil actele da. Și au început, ați început să semnați probabil nu, niște documente care vedeți așa. Să-i... Și nu v-au întrebat în niciun fel ce relații aveți, dacă sunteți nu, prieteni, nu. Rude. Nu m-am întrebat. Mă lucrați, eu am spus că da, legal. Și atât. Ana, spuneți-mi, vă rog, încă un lucru. Dar de ce cu mătra asta voastră s-a adresat anume la dumneavoastră după ajutor? Eu m-am întrebat de niște persoane. Și persoanele și ele nu au vrut, că nu lucrau. Și au văzut că eu lucrez legal. Adică din toate cunoștințele pe care are cu mătra dumneavoastră, doar erați singura care lucrează legal? Da. Eu lucram la fabrică. Ce salariu aveți? Salariul e 3200, dar dacă ia ca sâmbătă mai ieșim, e 3500. Și se oprește și primesc 1100. Ana, spuneți-mi, vă rog, cum ați aflat că va trebui să plătiți în locul acestei cumătri datorii? Eu am căzut în spital. Mi-a stat rău. Și am sunat acasă la fiță, mi-a duc cardul să mă duc să primesc banii de la bancă. Cardul salarial? Da.
Și i-am sunat fetele și i-am spus, zic că e cardul, mama își vine la spital. Și au venit fetele la spital, eu am cu fetele ieșit la primlare, să mă duc la banc să primesc banii. Și am pus de două ori cardul și mi l-a aruncat-l. Și am intrat înăuntru acolo la noi, la banc. Și m-am adresat la dumneie acolo. Ce se întâmplă cu cardul? Da. Și ce v-au zis? Și dumneie, eu încercat și ei de două ori. Și zic, nu înțeleg, doamna Ana, ce e la dumneavoastră? Când s-o uitat, zic, poate îi uitați pe calculator. Când s-o uitat, zici că dumneavoastră sunteți înblocată. Cardul este blocat. Da. Și zici, da, eu îi spun, da, de ce? De eu zici că o cunoașteți pe Slivka Olesie? Da, eu zic, da. Și ea, zici, pșina lui dumneavoastră, pe dumneavoastră vom bloca. Și mi-a stat rău acolo în banc. Și eu am sunat și ea nu vrea să ridice receptorul. Dar mă adăuză, ne-a cerut voi de la spital să mă duc acasă. Și eu am zis, știu și nu vrea să ridice receptor și am spus, ce ai făcut că mi-ai blocat, mă? Ei zici că asta să fie totul bine. Și a venit soțul Liliana, treilea soț, și de la Rusia. Și i-am spus, dați-mi ceva bani, că eu n-am un ban în casă. Și mi-a dat 9.000 de lei. Și mă așa am plătit o mină. De atunci, asta când se întâmpla? Cu 2 ani în urmă. Și de atunci? Și de atunci nu mi-a dat nicio capică. Eu tot mă duceam la dânsa, îi spuneam, zic, Alesia, dă-i măcar câte 1.000 de lei pe lună, nu cer mult. Câte 1.000 de lei. Și tu îți poți întreține copiii și eu. Zic, eu am soț bun, am 3 copii, numai eu muncesc. Zic, las ca să fie totul bine, Ana. Câți bani achitați lunar, Ana, acum? 1.800, acum mi s-a oprit din salariu 1.600. De ce așa? Că am stat în concediu, ne-am luat concediu, că după mormântarea soțului. Așa. Și a primit 1.600 și 1.600 ne-a oprit. A, adică pentru că atâția aveați. Asta dacă înseamnă că luna viitoare... 5 zile și 2 săptămâni din concediu. Așa, și asta înseamnă că luna viitoare o să vă ia mai mult. Da, dacă am zile mai multe, salariu mai mult, apoi îmi ia mai mult banca. Cât cel mai mult v-a luat într-o lună? Deodată ne ieșe 2.000, că dacă am de primit 4.000, 2.000 ne ie, 1.600 și ceva primesc. Dar câți bani, spuneți-mi, rog, de cât timp achitați această datorie? 3 ani jumate. 3 ani jumate achitați datorie, da, vecinii? Și ea stă alături, bine, da, mersi? Da, ea stă acasă, eu i-am propus să marcă cu mine. Câți ani s-a luat creditul și cât mai aveți de achitat? Câți ani mai aveți de achitat? 3 ani jumate e achit și eu luat 4 ani. Mai aveți un pic? Da, mai am un an. Și vecina dumneavoastră ce spune? De ce nu achită? Nu spune nimica. Care e cauza? De ce nu achită? Ea n-are din ce plăti, că o zis ca să plătească. E numai pensia pe copii primești. Dar dumneavoastră când ați aflat că sunteți ca martor, ați crezut că sunteți doar martori, că ia banii, sau ați conștientizat cumva că dumneavoastră trebuie să achitați, sau atunci la bancă ați aflat că în caz că nu achită doamna... Atunci la bancă. De ce n-ați refuzat? Pentru că eu sunt sigură când la cafea ați mers, doamna v-a zis că mergeți ca martor, da. V-ați gândit probabil că martor. Eu nu m-am gândit că să am probleme așa mari cu dânsa. Și până acum când ați fost martor, garant la colegii dumneavoastră, eu sunt sigură că la fel n-ați știut ce probleme puteți să aveți. Spuneți-mi, vă rog, ziceți că achitați de 3 ani, mai mult de 3 ani. Da, da. Ce sumă ați întors? Atunci 28.000. Asta i-ați întors, dar da. Ce datorie era în total? Vă pot spune, pentru că ea s-a creditat cu 40.000, dar banca mai cere și procente. Procentele, bănuiesc, da, că o perioadă nu a plătit și a fost taxată, da, da, și suma a crescut mare. Binișor. Deci nu era vorba de 40.000. Era vorba de o sumă mult mai mare. Nu știți acum ce, nu, cât v-a mai rămas să plătiți? Nu, am zis că să hotărăsc să mă ridic la serviciu, să ne scoată, să văd ce nu mai rămas de plătit. Probabil încă mai are 40.000 dacă ați luat de la asta microfinanțare. Pentru că dacă a fost 40.000, în 4 ani o să achitați cam 80.000. Haideți să-mi spuneți acum cum vă descurcați. Eu nu-mi imaginez. Greu mă descurc. Știu că fetele sunt mari, 3 le aveți. Da. Câți bani vă rămân după ce... Puțin. Puțin cât? 500. Voi din 500 de lei vă întrețineți 4 oameni? Da. Dumneavoastră și cei 3 copii? 3 fete.
Cineva din, iată, din voi patru, cineva își imaginează cum să se întrețină patru oameni din 500 de lei? Da, se poate să întreține și cu 200 de lei. Depinde care este. Depinde cu, din cu ce se întreține. Omul poate să întreține și cu o bucată de pâine și să trăiască măcar cu pâine respectivă un an de zile, doi, dar efectele apar mai târziu. Asta că ei acum se descurcă cu 200-300 în ghilimele, practic aici nu-i trai, este o respirație. Și dacă noi mergem, spunem că ei poate cu banii ăștia mimează trai, da. Din păcate, cred că există o pătură destul de mare de oameni, nu-i doar doamna Ana, care nu conștientizează anumite lucruri atunci când pun semnătura pe anumite documente. Deci, tocmai de aceea, probabil, a fost și ideea legislatorului și din 2019, odată cu modificarea codului civil, s-au instituit anumite garanții pentru fideiusori, garanți, cum le spunem noi, că atunci când își pun semnătura pe lângă persoana care, debitor, care își ia creditul, să verifice acel funcționar care este relația între persoane, în cazul în care există relație, cum spuneți, de cumetrie, frați, surori și așa mai departe, îi se trimite să facă o consultație independentă și să obține un certificat și doar atunci când persoana conștientizează ce face, pentru ce e banii, în câți bani ia, cât va întoarce, pe lângă suma de bază, suma dobânzilor și așa mai departe, doar atunci acel funcționar, fie el de bancă, fie de microorganizație microcreditare, doar atunci sunt obligați să verifice. Dar ceea ce faceți dumneavoastră, pe mine mai mult mă miră, nu doar este evident o sumă extrem de mică, 500 de lei. Pe mine mă miră altceva, fiindcă eu bănuiesc că doamna Ana nici până acum nu a conștientizat, spunând că nici acum nu-și dă seama ce sumă mai are de plătit. Deci, chiar pățind ce ați pățit, și înțeleg că este destul de dureros, având atâția copii și cu o sumă atât de mică, să nu înțelegeți că aceste lucruri sunt foarte și foarte importante și au niște consecințe. Trebuie să înțelegeți acest lucru și să vă interesați ce faceți, cât mai aveți de plătit, ce puteți să faceți, poate puteți să prelungiți acest contract, să-i modificați dobânda. Deci nu vă axați doar pe lucruri de zi cu zi. Încercați să vedeți ce puteți face. Da, eu am fost la domnul Sergiu la noi, la Fălești. L-am întrebat. Domnul Cine Sergiu? Este domnul Sergiu, Ana? Spuneți-mi, vă rog. În primul, care m-a blocat la banc. Executorul judecătoresc. Da, la Fălești. Așa. Și am fost la dumnealui și i-am spus, zic, domnul Sergiu, trebuie să ne lămuriți ce sumă mai am de achitat. Așa. Cât mai am. Și nu vreau să-mi spună. Păi, dar poate nu domnul Sergiu trebuie să vă zică. Poate e acea companie la care ați semnat. Nu, e domnul Sergiu. Dumneavoastră, pe ce s-ați semnat pentru a fi garant? Ați citit pentru ce semnați? Nu. De citit nu mi-o dat să citesc, dar... Poate ați fost chiar persoana care a luat creditul. Eu cred că dumneavoastră e perfect conștientizat faptul că pentru ce semnează. Era faptul că eu sunt aproape sigur că din discuția și din primele cuvinte spune că dumneavoastră și-a dat seama pentru ce semnează. Toate celelalte semnături sub straturi din contract nu știu dacă o vor ajuta într-un eventual litigiu. Acum, haideți să ne oprim puțin și totuși să revenim la situația Anei și a copiilor ei, să nu uităm că are o familie. Vă invit să vedeți un subiect filmat de colegii mei despre viața lor de astăzi. Atenție la ecran. Ana, împreună cu cele trei fiice ale sale, trăiește într-o casă modestă de la periferia orașului Fălești. Podeaua e distrusă și tavanul stă să cadă, dar femeia nu își face planuri pentru renovări. Știe prea bine că nu dispune de suficienți bani pentru aceasta. Ca ieșință la stare, dar dacă n-am avut posibilitate, bani nu mi-a ajuns,
Ana Ungureanu povestește că de mai bine de 10 ani muncește la o fabrică de jucării din orașul Fălești. Spune că până a se aventura în datorii, chiar dacă ducea un trai modest, în familia ei nu au fost neajunsuri. Acum însă e nevoită să lucreze în mai multe ture doar pentru a asigura strictul necesar. E greu din partea producției. Ce să fac eu cu 1.100, 1.200 primim? Odată am primit 850 de lei. E greu și când am mașina plină. Chiar dacă lucrează peste puterile ei, sunt zile în care de-abia reușește să cumpere copiilor un colț de pâine. De exemplu, atunci când am vizitat-o pe Ana, era mijlocul lunii. Însă unicii bani care i-au mai rămas până la următorul salariu erau doar 200 de lei. Și îi țin tot de ca la pâine, unt, ceai, la ceai dimineața. Să am la fete de drum. Nu ne ajungi pe mult timp, dar ce să fac? În urmă cu 2 luni, Ana și-a pierdut soțul, alături de care a trăit timp de 17 ani. Bărbatul s-a luptat timp de 4 ani cu o formă severă de diabet zaharat, iar, într-un final, a cedat în lupta cu boala. El slăbise în ultimul timp, dar nu prea vorbea, n-auzea bine, dar în ultimul timp. Mă păcam bine cu dânsul. Era ușor când era soțul. Acum, Ana spune că se simte complet neajutorată. Se plânge că nu mai are puteri să acopere datoriile cu mătrei. E de plâns, Ana, sigur că da. E, nu știu cum vă descurcați voi. Am aflat acum de la colegi că și fetele voastre trebuie să muncească. Au început să lucreze și ele ca să... Da, cu ziua. Se duc sapă, greblează, ajută. Haideți să auzim cine au povestit fiicele voastre. Atenție la ecran. Ana Ungureanu povestește că după ce și-a pierdut soțul, singura ei susținere sunt cele 3 fiice ale ei. Ele duc la școală, vin înainte, fac curățenii pe afară, mă ajut foarte, ele sunt bravo la mine. Fiica mai mare a Anei învață în clasa 10 și muncește deja de 2 ani pentru a-și putea ajuta mama. Povestește că, deși este greu, o bucură faptul că poate câștiga câțiva bănuți. Noaptea mergeau nuțuri și numai a 2 zi dimineața, de la 7 până la 5. Lucram și câte 150 de lei lucram și făceam curățeni, îi strângeam de pe mie să se spăla mesiela. Ce simțeai când primeai banii mei? Bucurie. Știu că să mă duc să cumpăr ceva de mâncare și să mâncăm tăți. Pentru că mama cu migile îmi face mică. Celelalte surori mai mici de 15 și 13 ani, la fel, înțeleg situația complicată în care se află mama lor. Pentru a fi utile, ele pleacă la muncă oricând apare ocazia. Când iese de lucru sau ceva, mă duc și lucrez. Am fost la zăpat grege în toamnă. Noi, evident, pentru că mama nu ajunge să achitiu care are datorii și noi o ajutăm. Cele 3 surori își ajută mama cu treburile casnice, mai ales de când tatăl lor a decedat, s-au învățat să îndeplinească și munci bărbătești. Așa curățenie pe afară, dar sora mai mare, curățenie prin casă și mâncare. În fiecare zi când vin de la școală, fac mâncare curat, spăl hainele cu ce trebuie și eu ajut. Mă duc pe afară, tai lemne, îi aduc lemne în casă să prindă focul. Cu ochii în lacrimi, fiica mijlocie a femeii spune că nu știe dacă își va putea îndeplini visul de a deveni frizeriță. Copila zice că, din lipsa banilor, ar putea fi nevoită să muncească după ce absolvește gimnaziul. Ai dubii dacă să mergi la învățat sau nu? Te gândești poate să te angajezi? Da, că e greu și nu ajung bani. Vă dați seama că și copiii dumneavoastră suferă poate mai mult ca dumneavoastră în acest moment? Suferă. Pentru că realizează fetele că nu își pot realiza visurile care le au ele. Dumneavoastră ați fost victimă? Acei 3 copii în continuare sunt victime. Și noi cu toți trebuie, la ora actuală, să ne gândim la voi. Vreau să mai știu încă un lucru. Le-ați spus colegilor mei că după ce s-a întâmplat totul, ați aflat că nu sunteți singura păcălită de această femeie. Nu. Mai mulți. Cum ați aflat despre asta? Mă întâlneau pe... Chiar de duminica trecută a venit o vecină de la Costradă mai la val de mine. Așa. Și am auzit-o că strigat, zic, și-i Viorica, și ce s-a întâmplat? Zic, chiar că am venit la cumătra Olesia să
să-mi iau suma de bani. Zic, cât ar să-ți dai? De zici că 2000. Zic, de mult timp, zici că de un an. Îmi tot din urma ei și am să-i dau luna viitoare și tot așa luna viitoare ca și mine. Eu îmi întrebam, Alesia, tu primești ajutor social? Dar ea îmi spunea, nu. Dar ei mie îmi spunea, vecine, ea primește ajutor social, nu 2000, 3500 primea. Are casă, casa e mai frumoasă și mai bună, are mașină. Nu, are, dar ea are două case. Două case, are soț alături care poate să muncească și să aducă măcar pe zi 400 de lei, 300 de lei. Dar acum vine aici și îmi spune mie că... Ia și până acum vine acerea. A venit momentul să auzim cum răspunde Olesia Slivko acuzațiilor și ce spune despre datoria în care a băgat-o pe Ana. Ana, spuneți-mi, vă rog, cine este persoana pe care o învinuiți că v-ar fi înșelat? E cu mătra mea și vecină. Ea m-a chemat la dânsa la o cafeaua și mi-a zis, Ana, ea că vreau să-mi iau un prumut de bani și ei trebuie un martor, că eu lucrez și lucrez legal. Și eu zic că am să te ajut. V-a zis ce sumă vrea să-mi prumute? Da, 40.000. Când s-a creditat cu mătra dumneavoastră, ați fost garant. Da. Știați foarte clar ce înseamnă garant? Dacă nu achită ea, achită eu. Ce salariu aveți? Salariul e 3200. Și cum munceți? Și se oprește și primesc 1100. Cum vă descurcați? Eu nu-mi imaginez. Greu mă descurc. Știu că fetele sunt mari, treile aveți. Au început să lucreze și ele ca să... Da, cu ziua. Se duc sapă, greblează, ajută. Ați aflat că nu sunteți singura păcălită de această femeie? Nu. Mai mulți. Vă reamintesc că în această seară discutăm despre situația grea în care s-a pomenit Ana Ungureanu din Fălești. Mama a trei copii a ajuns la limita sărăciei din cauza unui credit pe care trebuie să-l plătească în locul cumătrei sale, Olesia Slivko. Aceea a convins-o să-i fie garant atunci când s-a împrumutat la bancă cu 40.000 de lei, iar atunci când debitoarea nu a plătit datoria, banca a cerut-o de la Ana. Mai târziu, Ana a aflat că aldeia mai sunt și alți oameni păcăliți de Olesia Slivko. Colegii mei au discutat cu câțiva dintre cei care se plâng că au fost păgubiți de această femeie. Iuri Oboroc ne-a mărturisit că este bine cunoscut în orașul Fălești. Bărbatul a lucrat o perioadă îndelungată ca taximetrist. Anume astfel a întâlnit-o și pe Olesia Slivko, femeia căreia i-a împrumutat 2000 de lei. Când vine la mine de Iura, vreau să mă clămosc și n-am bani de drum. Eu zic că am să-l ajut pe om. I-am dat 2000 de lei și... S-a dus și e că de-am 3 ani în octombrie, sunt venit de acasă. Bărbatul povestește că și-a dat seama rapid că a fost păcălit de Olesia. Femeia avea deja o reputație dubioasă în oraș. Despre datoriile ei și a concubinului său știau deja mai mulți localnici. Sunt datorați plată de gară, mă zic. S-au cumpărat și mașină, dar înapoi nu dau datoriile. Printre victimele femeii se află și familia Bacalu. Acum 3 ani ei ar fi împrumutat 2000 de lei. Bătrânii spun că nu s-au gândit că pot fi păcăliți. Atunci, Olesia era însărcinată și avea nevoie urgent de bani, spun soții. S-a rugat că să-i dăm 2000 de lei, să-i facă bine. Cu mine când-s gravide, când vreau să-și ară așa bani, apoi trebuie să-i faci bine. Și ne-am uitat așa, dacă și-o încă să și muhurișa, îmi spun... Numai că, în schimbul banilor, pensionarii au auzit doar promisiuni de șarte, spun bătrânii. Banul-i ban, dar s-o viste ei, s-o aibă și trebuie să ne dea, că noi suntem bătrâni, dragul tioche. Printre cei păgubiți se numără și Svetlana, vânzătoare de la magazinul din cartier. Femeia spune că a crezut-o pe Olesia atunci când i-a cerut ajutorul, dar niciun leu nu i-a mai fost întors. Și de la mine... datorie producției din magazin. Ne dădea de la început, ne dădea, lua câte leacă și s-au ridicat la sumă mai mare și de atunci a cut lâmb. Vânzătoarea spune că datoriile Olesiei au costat-o peste 1000 de lei, bani pe care i-a scos din propriul buzunar. Asta chiar dacă de nenumărate ori a rugat-o pe femeie să-i întoarcă datoria. Soțul a spus că să ducă, că lucrează să ducă și așa dăm 2 ani. Noi de atunci eu ne-am... Asta m-am prins minte. M-am mult la nimeni, da, pentru că tot mi-e greu și nimeni.
doamna asta, undeva la ea s-a creat o fisură, un blocaj. Acum, blocajul ăsta, fisura asta, a împins pe ea, s-a modificat comportamentul, se facă scrocării, e unul, sau și-a pierdut mințele, nu judecă normal, e altă, sau eventual, poate este o dificultate care pur și simplu nu duce capul așa cum l-a adus capul lui Ana în momentul semnării să gândească și ea poate este chiar în situații de genul ăsta, are o problemă unde neștiind cum se rezolve, se bagă multe probleme de la unul la altă. Eu cred că toate variantele astea putem discuta. Sau obișnuință. Da, poate dar și... nu ea singur pe dânsa, o impune soțul ei de treilea. Să ducă să împrumute bani de la vecini. A venit momentul să auzim cum răspunde Olesia Slivko acuzațiilor și ce spune despre datoria în care a băgat-o pe Ana. Atenție la ecran. Binevol, ne-am înțeles să-i dăm 1000 de lei și s-au cumpărat uneva producții după 400. Asta ca o mânțenire. Doamna Ungureanu a mers. Dar nu a fost mai mult de binevol. Ne-am dus, dar noi atunci eram în stare bună, plecam pe știhotare. 5. Mai mult de 5 luni. Eu nu pot spune pe aici nici mă uita pe felicele cât timp s-o plătit. Ați plătit? Regulat, splăte. Și la un moment dat eu am prins gravidă și am rămas acasă. Am născut, soțul a primit interdicție să nu iasă din țară. A fost prima dată, a venit, eu prineam ajutor social. Să-i dau în tătă luna câte 1000 de lei, doamna Ungureanu. În schimb, noi eram 4 persoane la este 2000 de lei. Dacă vă dați seama, copil mic, la mine nici în cap nu vine cum să-i mi dau și ei dintre astea 2000 de lei. Deci sunt și probleme mai mari și mai mari, că voi trăiți bine, că voi aveți de toate, că voi așa, mai jos de 20 de mii. Doamna Ungureanu a plătit atunci 28 de mii, avea tot cu încă mai credite acolo. În jur la 20-20 și ceva de mii, doamna Ungureanu a plătit. Nu, noi nu trăim rău cu dânsa. Nici prea aproape, dar nici... Da, după datorii de când eu opri cardul, a venit și a turnat pâinea înapoi și nu mai vreau să mai fi cu mătră. Nu, de câteva ori s-o primit că să... haia ca să ne înturnați câte 1000 de lei și atât ar și băchini, la noi nu se primește. Ia că luna trecut încă nu murise din soțul ei, trebuie să-i dau 1000 de lei. Eu mă tind că am plâns mai mult ca dânsa. Când asam cu și-al în gropa. Eu dacă fiind, știu că am datorii la dânsa, ne-a părut tot mortul pe schinările mea. E și așa o trăit foarte greu și până la mine, și până la datoria asta. Dă-ne-o cartofă, dă-ne-o ceapă, de când s-a mutat cu 10 ani în urmă, 12, e tot problemele astea le are tot timpul. Dă-ne-o leac de șampun, dă-ne-o leac de... Nu numai amuian, la concret. Și să zici că eu m-am folosit de bunătatea ei niciodată. Eu mă întrebam, Alesia, tu primești ajutor social, dar ea îmi spunea, nu. Dar ei mie îmi spunea vecinii, ei primește ajutor social, nu 2000, 3500 primea. Deja, Ana, după video care a fost arătat, în mare parte este vorba de un abuzator și una abuzată ca tine. Adică după video asta, eu nu pot să vorbesc altceva, poate să spune femeia asta ce vrea. Femeia asta este o abuzatoare, a folosit de tine, naivitatea ta, așa cum și sunt eu uneori naiv în anumite lucruri, nu înseamnă că cineva conștient trebuie să abuzeze. Uite, tu nu poți trăi cu 2000, cu 1000 de lei, poți trăi cu 4 persoane, dar ea, așa cum spune colegul, are casă, casa e mai frumoasă și mai bună, are mașină. Nu are, dar ea are două case. Două case. Are soț alături care poate să muncească și să aducă măcar pe zi 400 de lei, 300 de lei. Dacă nu are să vină să dau eu de lucru, soțul și ei inclusiv, câte 300-400 de lei eu dau să care tot ce am în casă și în grădină. Da? Și plătesc și impozite la stat, la suma asta. Dar acum vine aici și îmi spune mie că... ea și până acum vinea cerea. Dar măi, femeie, dacă tu ai văzut că ea e așa necăjită, nu ți-e rușine, măi?
o să vii și declar așa ceva, că deja mă nervez. Păi de cum se poate, mă, în ce țară noi trăim? Hai, ea e naivă, ea nu a știut. Și tu acum vii și spui că ea e, da, ea așa este. Și pentru ce ai făcut așa lucru? Femeia asta probabil nici ea n-a știut că o să ajungă în zilele care este. Dumneavoastră ați intrat în încrederea ei pentru că ea a spus că mai veneați după șampon, după... Mă rog, da, mi-era greu. Da. Ce să alegeți dacă mi-era greu? Mă, m-a ajutat. Aici este culmea, Ala. Ea să zică că și până a lua-o eu drept garant în creditul meu, ea, sărmana, îmi cerea o ceapă, un morcov. Cum, Doamne, poți să o faci încă și garant, să o pui pe această femeie și așa sărmană, în această situație? Deci asta era culmea pentru mine. Altcineva nu avea să meargă. Atât de gros este obrazul femeii. Cel mai grav e că ei pare că e ceva ok, e ceva normal. Știți ce este cel mai interesant? Din păcate, aici am să fiu subiectiv, din păcate, legea în multe situații este de partea cumetre dumneavoastră, foste cumetre, pentru că chiar și în situația cu alți vecini, când i-am împrumutat bani, vorbim de regulă, am auzit sume de 2.000, 3.000 de lei, și risc să presupun că aceste sume nu au fost cumva contabilizate, în sens nu au fost înscris ori recepise, și atunci, din păcate, nici chiar dacă au fost marturi când au fost acordați acei bani, e foarte dificil de probat că i-au fost împrumutați banii. În cazul nostru putem să probăm și avem o situație, deja altă situație mai dificilă. În celelalte cazuri, eu tind să cred persoanele care au spus că i-au acordat bani, dar problema este că o să fie foarte complicat de demonstrat și în cazul ăsta. Când vorbim de suma de 1.000, mai jos de 1.000, conform prevederilor Codului Civil, dacă mai sunt marturi, mai sunt șanse să probăm și să încerce să acționeze în instanță, să-și primească banii înapoi. Cereți de când să faceți mai departe? Mai sperați că această femeie, nu Olesia, să vă întoarcă banii? Nu cred să întoarcă ei înapoi banii, că nu are de unde, că ei nu lucrează. Soțul ei, ce lucrează, plătește creditul, mașina, 2.000 de lei pe lună. Da, Ana, casa e pe numele ei sau nu? Casa pe numele Olesia. Deci nu, Ana, uite acum, în situația asta, ați plătit 3 ani de zile creditul, mai aveți încă un an. Deci, ca să înțeleg, nu mai sperați. Cumva v-ați însemnat? Dar nu mai am putere, doamnă, sănătatea și ea, doamnă, eu când intr în casă, doamnă, mă apuc cu durerile de cap. Eu mi-imaginez că, iată, o să plătiți tot creditul. Credeți că această femeie o să vi-l întoarcă? Nu, să ne întoarcă, nu are de unde să întoarcă. Dar când va avea de unde, credeți că o să întoarcă? Ana, are casă sau nu? Ea spune ca să-mi întoarcă. Așa, haideți să o întrebăm, noi am întrebat-o de fapt și pe Olesia, ce are de gând ea să facă mai departe cu această datorie, pentru că e o datorie față de Ana, în primul rând. Haideți să vedem cine a răspuns. Nu, eu deodată i-am propus ea să lepi de lucru, să duc în altă parte, să nu lucrez oficial, să-l plătească, să mă simt eu așa de vinovat, să răspund eu pentru greșelile mele. Dar eu nu fug, eu s-a vrut să fugit, eu fugem din țară, luam copii și fugem, când încă nu erau toate problemele astea. Eu nu fug, nu mă duc nicăieri. Am să-i dau, eu sunt îngrezut că să-i dau. Eu speranța niciodată nu o pierd. Și eu am să ies, eu am mâini, eu am profesie foarte bună. Sunteți profesor? Maler. Constructor. Să ieșim la lucru și să dăm datoriile. N-ar spunească și hotarea să intru și eu aici cu 3.000 de lei și o să dăm. Ați văzut că are femeia și o soluție pentru Ana, să schimbi locul de muncă, da? De ce nu lucrezi oficial ca să te întreții, să te duci acolo unde ți se plătește în plic și atunci cumva e ca și cum rezolvat treaba. Și adică din abuzator deja ne apropiam că colegii știu și de scrop. Cert este că doamna ceva cunoaște. Probabil cineva a informat-o despre anumite consecințe probabile, improbabile și atunci probabil nu este liniștită din motivul că știi că nimic nu se va întâmpla din diferite, având la bază asemenea și retlicuri. Așa intuiesc eu. Citiți atent ce semnați, fiindcă odată ce este semnat, vă asumați niște consecințe. Asta este unul. Eu înțeleg că nu pentru toate problemele, deși 40.000 este o sumă destul de impunătoare, era suficient
dacă să nu mergeți la un avocat, cel puțin cu o rudă apropiată să vă consultați. Merită să-mi bag capul sau nu merită să-mi bag capul? Și pentru toți ceilalți, dar în mod special probabil pentru guvernanți, să introducă acea educație financiară în școli, care se dea minimum necesar pentru copii să știe lucrurile elementare, financiare. Iar dumneavoastră personal, situația nu este într-atât de gravă cât vi se pare dumneavoastră, sau fără ieșire, mai bine să-i zic. Nu, nu este fără ieșire, fiindcă dumneavoastră trebuie să știți că eu bănuiesc că dacă ați ajuns la executor judecătoresc, banca sau organizația de microcreditare a mers în instanță și s-a înaintat acțiune atât împotriva dumneavoastră cât și împotriva doamnei, doar că doamna nu are ce lua. În ghilimele, nu are ce lua, eu nu știu de ce executorul judecătoresc nu întreprinde acțiuni de executare silită față de bunurile acestea. Dar... Exact asta mă întrebam și eu. Atât timp cât această femeie are o casă, o mașină, o nu știu ce acolo, de ce s-a ajuns la sau este o situație extrem de comodă, inclusiv pentru executorul judecătoresc? Este mai simplu, probabil, care este ultima persoană care i-ar fi prietena Anei. Pentru că pentru un executor, este mult mai simplu să ceri, am garantul, ăsta stă liniștit, plătește totul, de ce eu trebuie să stau să-mi bat capul cum să iau de la debitor? Banca este în drept să se îndrepte fie împotriva dumneiei, fie împotriva cumetrii dumneiei. Dar ați văzut că este mult mai simplu de la Ana, nu? Nu știu dacă este mai simplu. Nu cunoaștem suficiente detalii, dar ideea este că odată ce dumneavoastră ați achitat sau urmează să stingeți acest credit, dumneavoastră aveți dreptul să vă înaintați o acțiune în judecată împotriva dumneavoastră și atunci când vorbiți de 1500 de lei ce vi s-a explicat, dumneavoastră puteți de asemenea solicita în instanță să fiți scutiți de această taxă de stat, să arătați ce venituri aveți, că nu aveți de unde achita. Și atunci, obținând acea hotărâre de judecată, deja executorul va procede la executarea inclusiv acelei de a doua case, a acelei mașini, și că nu există cale fără ieșire. Trebuie să existe dorință și persistență dacă doriți cu adevărat să vă rezolvați problemele dumneavoastră și nu doar a dumneavoastră, a copiilor dumneavoastră. Pe lângă problematica generală și acută care a menționat-o colegul, eu cred că, reșind din cazul dumneavoastră, sunt anumite soluții și acțiuni care pot fi întreprinse și cu siguranță ar trebui să fie întreprinse, și eu sunt sigur că sunt persoane, inclusiv din platou, care sunt dispuși să vă ajute ca să întreprinse aceste acțiuni corect. Prima soluție de termen scurt care aș vedea eu ar fi să comunicați sau să comunicăm cu executorul judecătoresc în vederea reeșalonării sau stabilirii unui alt tip de grafic pentru executare, ca să nu vă încaseze câte 2000 de lei pe lună, poate pentru 500 de lei, 300 de lei, și în acest mod să fie reeșalonate plățile, cel puțin la această etapă, pentru că asta e foarte important și este o procedură specială prevăzută în scopul ăsta, doar că trebuie executați anumiți pași și depus anumite cereri. În privința ce ați putea să faceți mai departe după ce achitați creditul, într-adevăr o să vă puteți îndrepta împotriva doamnei ulterior după ce achitați sau între timp în legătură cu plățile pentru acest credit. Și asta tot e o posibilitate și cu siguranță nu o să purtați așa mari cheltuieli, pentru că reieșând din situația dumneavoastră materială care am văzut-o astăzi, cu siguranță o să fiți scutită, așa presupun eu, de taxa de stat și de alte plăți în legătură cu aceste cheltuieli judecate. Și atunci situația nu este tocmai cea mai favorabilă, nu este în interesul dumneavoastră să prelungiți această stare de așteptare, să lăsați de curgă de la sine lucrurile. Avem o rețea de parajuriști pentru cei care ne privesc, cunosc, la care vă puteți consulta de regulă gratuit, evident. Avem juriști care acordă asistență pro bono, gratuit, dezinteresat, pentru a ajuta asemenea situații. Și tocmai pentru asta se discute, ca persoanele să afle despre aceste posibilități, să solicite ajutor, pentru că nu putem să cunoaștem despre toate cazurile. Dar când aflăm, când alți colegi află, cu siguranță se implică și în cazul dumneavoastră este vădit că aveți nevoie de ajutor și sunt căi chiar acum, nu plecăm peste 2-3 ani, chiar acum putem întreprinde ceva ca să îmbunătățim, să ameliorăm situația. Dar trebuie de făcut, nu putem, executorul din păcate nu poate singur să vină, pentru că el nu e nici reprezentantul dumneavoastră, nici acreditorul într-un fel. El îndeplinește anumite atribuții care au fost atribuite prin lege. Ajută-te ca să fii ajutat.
de multe ori stau, mă gândesc care sunt urmările ceea ce discutam noi și ceea ce facem noi. Cu siguranță, de multe ori stau, mă gândesc, acum lumea care s-o uite la noi, mulți dintre ei deja se retrag, deja o să intru într-o nevroză atât de tare și într-o paranoie, poate, față de a auzi cuvântul de a ajuta pe cineva. Nu, dragii mei. A ajuta, asta este principiul uman și noi tocmai pentru asta și din principiul asta suntem aici și emisiunea asta, tocmai la asta contribuie, că să ajutăm, să dezvoltăm gândire și mentalitatea noastră, să nu cadem în capcană cum a căzut și Ana. Asta nu înseamnă că noi trebuie să uităm dacă cineva are nevoie de ajutor să ajutăm, dar trebuie să avem măsură. Eu pot ajuta atât cât o să stabilesc toate riscurile și ținând cont dacă se întâmplă cel mai rău caz, să nu am situație ca Ana. Să nu fie așa că eu am 3500 de lei și o să mă duc să dau garanție un împrumut de 40.000, ținând cont că după aia o să rămân cu 1000 de lei. Atunci, scopul final, probabil asta e, că noi deschidem ochii, o să știm dacă avem posibilitate de a ajuta sau nu. Ana, pur și simplu, s-a bucurat că, uite, a fost dat personalitate, o doamnă ca o lese, a venit cu mătră, a cerut, a spus, uite, eu am nevoie de tine, Ana, uite cât de important s-a simțit atunci, Ana, că a uitat măcar să întrebe pe soțul. E unicul partener care avea și era dreptul lui. Și, uitați, nu intram în jocul nostru mental să nu ne îmbătam cu apă chioară, așa cum s-a îmbătat Ana cu două cuvinte, cu o cafeluță, să simțit uite cât de importantă este în momentul respectiv și să simțit că e bine să facă lucrul ăsta, fără să facă nicio socoteală. O să avem tot ce facem, niște socoteli, formuli, să cunoaștem ce este. Eu cred că după acest caz, foarte mulți sunt ca garanți și o să-i pună pe gânduri, dar o să mă adresez la toți care ne privesc în acest moment. E un gest bun să ajutăm, dar să avem grijă pe cine ajutăm. Aici încheiem. Liniște și pace vă doresc să aveți pe cei dragi mereu alături.